Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Procon la mea de din nou, cum și cu Măriuca. Nu uităm, ne facem o echipă minunată. O echipă minunată și abia așteptăm să facem din nou o lecție frumoasă, pentru că voi așteptați cu mare nerăbdare. Așadar, Măriuca, ce am avut pentru astăzi de pregătit? Ce ai avut de pregătit? Spune și la bună dimineața și bine vă găsim. Hai! Welcome everyone to another class of Boo-Boo. Așa. Vă vom prezenta niște lucruri foarte interesante. We will present to some really interesting things. Pentru astăzi am avut de învățat tabla mulțirii cu 2. For today's homework, I and you guys had to learn how to do the multiplication table. Sper că toți ați învățat pe ei. Times two. Vă voi arăta că eu știu. Spune, eu vă voi. I will show you guys that I know it. Așa. I hope you guys know it too. Așa. Iată. Cu cine este egal? 5 ori 2. Equals 10. Zic, 5 ori 2 egal? 5 times 2 equals 10. Excelent. Ăsta, primul, ne spune de câte ori se repetă la adunare al doilea. Spune, primul. The first number, for example, 5, is the one that tells us how many times we want to... Cel de locul 2, de pe locul 2, da? De câte ori se repetă la adunare. So, sorry. The first one, 5... tells us the number that we have to duplicate it or triplicate. And the second number tells us how many times we have to duplicate the first number. Exemplu, 7 ori 2 este egal cu, se desfășoară. 14. Așa. Și este egal, de fapt, de câte ori trebuie să-l aduc pe 2? De câte ori îmi spune asta? O dată, 2, zi. Radunând de? Pe al doilea, al doilea de 7 ori, spune. 2, zi, 2. 2 plus 2 equals 7. Așa. Deci totdeauna asta ne spune de câte ori adunăm. Și așa cum ai spus tu, este egal cu 14. A? Egal? Cum spui tu? Egal, cum spune în engleză? Equals. 14, cum se spune? 14. Da. Bun. Dar dacă scriu 2 ori 7, 2 ori 7, cum se traduce asta, 2 ori 7? 2 times. Adică ăsta îmi spune pe 7 de câte ori să-l adun. Da, de două ori. 7 plus 7. Scriu mai puțin. Numai de două ori, da? 7 și cu 7 cât face? Equals 14. Așa, ca și mai înainte. E foarte interesant că atunci când avem 7 ori 2, da? Deci, același rezultat. Excelent. Spune, același rezultat. We switched up the places, but we still have the exact same rest. 7 ori 2 este egal cu 2 ori 7. Da? 7 ori 2 egal cu 2 ori 7. Aici face tabla lui 2, că pe, 7, pe 2 îl scrie de 7 ori, după aceea parcă ar fi tabla lui 7. Că 7 ar mai pe locul 2 și se adună de 2 ori, da? Yes. Bun. Măriuca, dar dacă îți dau să faci așa. 3 plus 7 ori 2. Cum crezi cu tot că facem acest calcul? Tu, spune, avem de făcut acest calcul. We have to do this calculation. Da. Cum ai face? Să vedem cum faceți voi întreabă. Voi cum ați face? You guys, how would you do it?
suntem într-o situație dificilă că sunt două operații diferite, o adunare și o mulțire. Sunt două operații diferite, o adunare și there o mulțire. There are two operație simboluri. Sunt două there simboluri. Are two symbols that are kind of the same but not da, really. Adunare și mulțire. Deci plus and times. Multiplication, da? Spunem. 2 times 3. Cu 2 cu 3 le face, da? 6. 6. Așa. 6 plus 14 equals, I don't know. Deci tu așa gândești, că yeah. 3 cu 2, da? Bun. Deocamdată îți spui, asta e părerea mea. Asta e părerea mea. I mean, this is how I think it's right, but I'm not sure. Da. Bubu stă pe gânduri. Bubu is still thinking. Da. El vrea să traduce ce înseamnă 7 ori 2. 7 ori 2 înseamnă că se adună 2 de câte ori? 2 se adună de câte ori spune asta. De? Adică 3 îl scrie și plus pe urmă. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 de câte ori? 2, 4, 6 și încă un 2. Ei, ia să vedem. Cât e la rezultat? Ce rezultat avem aici? Adică ăștia adunați ăștia. Ăștia știm cât de fapt, am făcut adineaua, cât fapt. 14 și plus 3 de aici. Egal cu 17. Foarte tare. Dacă aș fi mers cu ideea ta, dacă mergeam de egal acum cu semn de întrebare, tu ce ai spus? 3 și cu 2? Zi. Eu am propus. I propose to Boo that we do 2 times 3. Așa. Cât face 3? Or 3 times 2. Cât ar face 3 plus 2? 10. Ah. 5 win 6. 5. Și cu 7 de asta ce se fac? Nu te preocupa. Suntem atenți. Cu 7 de asta ce se face? Ce propui tu să facem? Is that... No. No. Ce fac cu 7 de și tu? Da. Cum? Care? 3 și cu 2. Da? Dar cum? Spune-mi cum se fac. Deci când trebuie să facem pe ăsta? Da. Adică? 2 times 3. Așa cât face? 6. Deci, înmulțit, da? 6. Deci ea propune acum altceva. Vede că este, avem înmulțirea aici și ne vine în gând să înmulțim 3 cu 2, da? 3 ori 2, 6. Apoi, cu 7-le ăsta ce se face? 7, adunăm, așa, și cât ne dă, ia să vezi, calculul, 13, și nu s-a ajuns la 17, nu-i bine, ceva nu-i în regulă, nu-i în regulă, ceva nu-i în regulă, ceva trebuie să facem, trebuie să ne dea același rezultat, nu? Trebuie să ne dea același rezultat. Tot 14, tot 17. Deci 3 se mulțim cu 2 nu. Și până să avem pe 7, n-a fost bună ideea. Altceva, lasă-mă pe mine, că șterg la te frumos, da? Te rog să mă lași pe mine. Deci nu ne-a dat rezultatul ăsta. Ne pare rău, nu-i bună ideea. Altceva să înțelegem noi de aici. Acolo, așa trebuie, mai întâi facem 7 ori 2. Deci facem pe asta. Că așa a făcut aici, nu? Am văzut 7 ori 2 care ne dă cât? 7 ori 2 știi repede că face. 14. Și pe urmă, lui 14 adunăm pe 3. Da? Deci așa trebuie să facem. Da? 14 plus 3 și egal cu 17. Deci e mai puternic înmulțirea.
Deci când vedem adunare și mulțire, trebuie să ne ducem să facem mulțirea celor doi. Cei doi termeni trebuie mulțiți și, urmă, ce ne dă adunăm cu. Dragilor, ia spune. Dragilor, e foarte important. Prieteni, da. Prieteni, e foarte important. Dragi. Da, prieteni dragi. Good old friends. E foarte important ce vă spun. It is super important. Ce vă spun acum? What I'm telling you now. Când întâlnim simbolurile adunare, înmulțire, scădere, când întâlnim, când întâlnim. When we will adunare. No. Plus simbolurile. Când întâlnim. Nu mai confuzat. Te las, te rog. Când întâlnim. When we're going to meet this kind of problem. Simbolurile plus. Plus and times at the same time. Cel mai important să facem mulțirea. The important thing is to do this one first. Mulțirea. Și după aceea adunarea. And then the plus is like this. Asta era. Să țineți minte. You have to remember this. Foarte important, țineți minte de la mine. Țineți minte de la mine, că acum am descoperit și eu. Remember. Țineți minte de la mine, așa zic. You have to remember what I said. I mean what we really write. Facem întâi mulțirile și după aceea adunări și scăderi, dacă sunt. Iată, acum să dau un exemplu. Să spunem 8 ori 2 plus 5 ori 2 este egal cu. Ce facem întâi? Păi avem două înmulțiri. Aratele. Sunt două înmulțiri și o adunare. There are two times and one plus. Foarte. Și acum ce facem întâi? Ce facem? Facem înmulțirea asta, da? Cât facem? Cât faci asta? 8 ori 2. Așa. O să facem și pasul la altfel. Da. Hai. Așa. Dar vorbește. 8 times 2 equals 16. Așa. 5 times 2 equals 10. Așa. Și scrie rezultatul aici. 16. Tu vorbește. 16 plus 10 equals 26. Așa. 26. Foarte bine. Mai facem încă unul și verificăm și tabla mulțirii cu 2. Spune. Facem încă un exercițiu și verificăm și tabla. We'll do the last one and then we will... Tabla mulțirii cu 2. And then we'll do the multiplication table times 2. Să zicem. 6 ori 2 minus 4 ori 2 plus 7 ori 2 este egal cu... Spune ce avem în fața noastră. Avem o înmulțire. Una. We have... O înmulțire. Înmulțire. We have one times... We have three times. Așa. We have one minus and one plus. Perfect. Și este egal acum. Aici. Asta cât facem? Plus or minus. Așa. Ok. Aici. Sorry. 6 times 2 equals 20. Așa. Apoi. Aici. 12. 4 times 2 equals 8.
Așa. 7 times 2 equals... Așa. Equals 14. Și acum avem 13 minus 8. 12 minus 8 plus 14. Și este egal. Ia să vedem. First we will do 20 minus 8 equals... Correct. 4. 4 plus 14 equals 18. Deci aici se spune egal cu 4 plus 14 și egal cu 18. Foarte, foarte bine. Te-ai descurcat excelent. Tu citește. 2 times 3 minus 3 times 4 plus 4 times 5 minus 5 times 2. Așa. Plus 14, ți-amintești, da? De la asta. Plus 14, minus 16 și plus 18.
plus 18. Egal. Așa. Da, dar în ordinea asta poți să-i faci? No! Dar știi vreo șmecherie, spune. Știu eu o șmecherie. We cannot do it on this order, but I know a strategy. Ce facem? Cei cu plus într-o la început și cei cu minus la sfârșit. We put the ones with plus here and the ones with minus here. Just how it's like we did yesterday. Egal. Adică, dictează că eu o scriu. Da? Vorbești mai tare. 6 plus 20. Da? Mai departe? Plus 14. Așa. Plus 18. Așa. Da. Și acum ce e cu minus? 12. Așa, da. Ei, să vedem cum facem adunarea asta. Grupează tu cu... Sănătate! Grupează tu cu... Glăbești. Să vedem cum adunăm acum mai repede. Spune-mi, să adunăm cât mai repede. Pe aici, la ce-și pac. Glăbești și eu. Când am sănătate, trebuie să spui glăbești. Sănătate? Sau că să... Da, nu știu eu să spun asta. Bless you. Ia să vedem. Say bless you. Cu, ci, cu, ci, care, cu care îi grupești, ți se pare ție convenabil? Așa? Oh. Asta era. Cât? Spune-mi aici. 20. Și 20 cu 20 va face cât aici? 40. Și mai punem plus 18. Asta e. Deci este egal. Deci este egal cu 58, așa cum spui tu. 58. Și scăderea asta, ăsta 2. Cât fac ăștia de scăzuți? Am 2. Întâi adunăm. 4. Așa, 8, nu? Aia, 8. Minus. Minus. 8. Stop. Când am 2, trebuie să-i adunăm pe ăștia, că așa e frică. Da, îi adunăm, că am 2 sunt la fel. Că s-au amândoi de ăștia cu minus, îi adunăm între. Așa am făcut. Îi adunăm pe cei cu plus, îi adunăm pe cei cu minus și la sfârșit facem socoteala. Te rog să faci tu calculul. Deci ăștia sunt datoria amândoi. Deci, cât facem aici? Minus cât să fie? 20. Așa. 28. Așa este. 28. Și este egal. Iată, suntem aproape de final. La exercițiul acesta. 30. Rezultat corect. 30 este calculul acesta. Minunat. Explică-le încă o dată, spune-le prietenilor, că am avut un exercițiu foarte interesant. Foarte greu, dar tu te-ai pus toate cunoștințele tale le-ai adunat de până acum și le-ai reușit să faci exercițiu. Spune prietenilor, am avut, da, spune prietenilor, am avut făcut un exercițiu foarte greu. We had to do a very hard math problem. Foarte dificilă. And we did it, about this strategy. Am avut înmulțiri, din urmă, am avut înmulțiri. We had times, minus, times, plus, times, minus, times. Nu, acolo nu. Times, times, plus, times, minus, plus, times, equals.
am făcut întâi înmulțiri, spun. Am făcut întâi toate înmulțirile. Câte ai avut de făcut? Câte înmulțiri am avut? Ia uite. Am făcut mai întâi înmulțirile, spune-i prietenul. We first did time. Prima înmulțire. Care da? It gives us 6. A doua înmulțire. The second time, it gives us 1. Așa. The 12. The third one, it gives us 20. The fourth one, it gives us 14. Așa. The fifth one, gives us 16. And the last one, sixth one, got us 18. Foarte bine. Dar acum o nouă problemă dificilă, spui. O nouă problemă dificilă aici. Asta... But we did a new math problem. Am multe... Is it easy? Tell me. Așa. Am și scăderi și adunări și foarte greu. 6 nu merge. Din 6 scad 12 nu pot. Spune. Am și adunări și scăderi și nu pot în ordine. I had minus plus, but I cannot do them in this order. So that's why I did it in this order. Așa. De aceea, pe toți cu plus i-am pus în prima parte. Da? Și ceilalți cu minus i-am lăsat la sfârșit. Put the plus ones here and the minus ones here. Și iată, am găsit rezultatul corect. Da? Foarte, foarte frumos. Toată matematica care am făcut-o de până acum, am concentrat-o în astfel de exercițiu. Și înmulțirile, și dau rezultate diferite, și nevoia de a așeza într-o ordine care să-ți permită, foarte important. Deci, spune prietenilor, că ce a fost cel mai greu și cel mai important și cel mai frumos de exercițiu. Hai, Mărica. The most hardest, but the most... Cel mai greu și cel mai frumos. But the most hardest, the most beautifulest, and the most interesting one was this one. Toate cunoștințele mele de matematică le-am suportat aici. Cunoștințe? Nu știu. Toate informațiile. Toate informațiile mele de la matematică. Every kind of information. De la matematică. From mathematics. Le-am folosit în acest exercițiu. I used them for this tiny math. În această problemă. Calculation. Așa. Ia să mai vedem încă una. Minus 5 ori 2 plus 7 ori 3 plus minus. Acum e ultima, asta. Da. Nu, n-am mințit pe nimeni. Uite pe nimeni. 7 ori 3 minus 8 ori 2 minus 4 ori 3 plus 7 ori 2 minus 5 ori 4 plus 2 ori 9 este egal cu... Acum, Mărica, facem pe acesta și ne arătăm că am înțeles perfect. Perfect. Te rog. Spune tu. Avem ultimul exercițiu ca să înțeleagă și ei. We have the last math compilations, even though Boo-Boo said at the last one that this one is the only one. Așa. Și does that make sense? I don't know. Și începem. Let's start. Mai întâi? Plus. Ce este? Prima mulțire, da? The first times. Cât este? Da, e cald, e drept, dar acum e ultimul și gata, facem pauză. Okay. Ten. Așa. Five times two equals ten. Așa. Da? Cu ce semn? Minus. Așa. Deci minus
Am să pun chiar de risul. Minus 10. Plus. Plus. 7. Plus. 7 ori 3. La. Plus, da, am plus. Plus 21. 21. Foarte bine. Foarte bine. Ai spus foarte bine. Că tu ai văzut repede că 7 ori 3 fac 21. E, mi-ai întâlnit tehnicitul ăsta. Minus. Mm-hmm. Da. Minus. Minus 16. Așa. Minus. Așa, foarte bine. Foarte bine. Sunt 3 din 4 și face 12. Foarte bine. Apoi. Plus. 14. Așa. Sănătate. God bless you. God bless you, cum spui tu. Thank you. Da, zi mai departe. Mă pui în situația asta cu... Să pronunț eu, da. Zici, zi mai departe. Five times four equals... Dacă ar fi numai doi, ar face 10. 20. Asta e, sigur că da. 20 și plus... Așa, categoric, am întâlnit. Și acum, dedesubt, se așezăm cum știm noi. Că sunt alandaua și cu plus și cu minus și nu-mi place deloc, nu mă descurc. Cum facem? 21. Așa. 21, 14, 15. Așa. 18. Toți cu plus i-am pus, da? 20. Now, moving on to the bonus ones. Bun, acum n-am. 10. Da. 16. Da. 20. Da. That's all. Da. All. Oh. Minus 20. Bun. 20. Și acum să vedem cu cine este egal. Cum pește toți? No. What? Hai să dăm unitățile. 1 și cu 4. Întâi unități. 1 plus 4. 5. 5. 5. 5. 5. 13? Yes. Yes. Corect. Deci bine, da? 13. Scrii pe 3. Așa. Și unul îl păstrez. Că e 10-a. Let's pretend that this is now 3. 3, da. Pretend. Așa. Nu, îl pune deasupra. Plus 1. Ok. 3. 3 plus 1 equals 4. Plus 1